Vă rog frumos să apropiați de noi. Așa, aici să fie comod. Da, chiar aproape, da. Așa, domnul Boris, bine v-am găsit. Sărbătoriți ziua de naștere astăzi, da? Aveți o cifră rotundă. Așa, 60 de ani frumoși. Și uitați-vă că cu această ocazie, surpriză, surpriză, a venit cu un gest deosebit. Evident că cineva este complice, sau mai bine spus complici, acestei surprize. Și vreau să vă pun întrebare, domnul Boris, de la cine se este astea că vine surpriza? Așa. Așa, cât e ce este? Sunteți bogat. Da, uitați-vă, citind numele fetelor, era foarte interesant și am avut o curiozitate. Ce toți fetele cu numele ei? Toți le dau întrebarea asta. Așa, așa, o coincidență, da? Așa, uitați-vă că din partea fiicilor, da? Care nu toate sunt cremătoare astăzi, lângă dumneavoastră, însă un gest deosebit. Așa că am pregătit torta, cu mare drag din tot sufletul și vă rog frumos. Așa, ia să vedem ce ai să fie frumos. Bine, puteți ține? Așa, pentru dumneavoastră mai avem aici un coșuleț cu trandafiri, vă rog mult. Aici fructe, evident. Și cei dragi au pregătit pentru dumneavoastră aici ceva. Să spun o poză? Da, puteți verificați dacă vreți. Vă rog mult. Așa, până una alta. Sau puteți să deschideți în particular, nu e nicio problemă. Așa, totuși curiozitate. Așa. O amintire foarte drăguță, da? Da. Și uitați-vă, domnul Boris, am avut rugămintea să dăm citire unui mesaj pentru dumneavoastră, care sună în felul următor. Scumpul nostru tată, când tu erai de vârsta noastră, noi alergam fără griji prin o gradă. Pentru că aveai tu grijă să fim lipsiți de griji. Astăzi am fi fost dorit să putem aduce, în loc de acest coș mare cu flori, unul plin cu sănătate. Așa că să nu duci lipsa niciodată de ea. La ai tăi 60 de ani, avem atâtea amintiri că nu ne-ar ajunge o vacanță să le povestim. Da, ai tu grijă să le povestești nepoților. Ei te adoră și au și de ce. Cine mai poate să le cânte așa ca tine cu versuri inventate pe lor? Noi, în schimb, mai avem încă 1000 de motive pentru care să-ți mulțumim. Îți mulțumim din suflet pentru sprijinul pe care ne l-ai oferit. Pentru că ne-ai oferit, ai fost alături mereu. Pentru nopțile nedormite când munceai în câmpuri până în zori. Pentru că așa ne ofereai tot ce ai putut să ne oferi. Ai știut în modul tău să ne dojenești, dar și să ne mângâi. Îți mulțumim că știi să dădăcești și să alinți nepoții așa cum doar tu te pricepi. Îți spunem la mulți ani și îți dorim viață lungă, plină de sănătate și momente fericite. Vrem să te avem mereu alături și, chiar dacă suntem departe, noi te avem în inimile noastre. Te îmbrățișăm cu dor și drag și îți spunem la mulți ani fericiți! Mulțumim! Da, o să vă las să-i mulțumiți, da, fiicilor, nepoțeilor, pentru că e cea mai de preț alinarea dumneavoastră, da? Ce le spuneți? Ce le transmiteți în special? Acelor sufletele care nu sunt alături. Toți sănătoși și ne mulțumesc pentru toți ce s-au strâns și ne-au trimis. Vreți și eu sănătate și numai bine și să crească pe mari și să vii mai des acasă, da? Pentru că asta e dorința părinților, da, evident. Da, da. Așa, v-am luat prin surprindere, da? Sunt careva emoții, ne adâncul sufletul, este ceva foarte evident. Așa că, domnul Boris, venim și noi cu un sincer și frumos la mulți ani. Am pregătit aici o sticluță de vin special, din partea agenției Surprize, Surprize. O serviți cu cei dragi la masa de sărbătoare, o amintire drăguță și ne-a strămuțat înainte. Și să fiți de cei dragi alături. La mulți ani!